și un aspect foarte important. Nu contează cine și la ce oră a venit la lecții. Important este faptul cum s-a pregătit el de această oră. Iată, noi, spre exemplu, ne-am pregătit perfect. Avem de toate pentru orele noastre de la școală. Vedeți acest pinar? Este nou-nouț. Și apropo, cel de ieri deja eu l-am aruncat. M-am plictisit de el. Și priviți atent, în el sunt cele mai în vogă rechizite, pixuri și creioane. Și priviți atent la acest pix. Este cu diamante și din cel mai mare de pe tot globul pământesc. Pentru ce să te lauzi? Pixul trebuie să scrie, nu să te orbească cu scripirea lui. Și această radieră nu e macarons. Și ce să mai vorbim? Nu știu dacă prințesa săracă își poate permite așa ceva. Și pentru ce toate astea? Ce să te ajute? Uite la el! Dar voi, altețe, cum v-ați pregătit de ore? De prima zi de școală? Dar noi cel puțin avem ghiozdan! Hai, mergea mai rapid! Scoate tot ce ai acolo! Manuale? Acelea se numesc manuale? Eu credeam că sunt niște exponate dintr-un muzeu cu obiecte din antichitate. Bine că nu arat niște foi de papirus. Creioane și radieră. Creion de la construcții? Ai văzut? Și foaie, caiet și pix personalizat. Din lemn. De anul trecut. Tu ai văzut? Ea are pix personalizat. De ce eu nu am așa ceva? Se rezolvă. Calm, se rezolvă. Și nu din lemn? Nu din lemn, va fi din platină, din aur cu diamante. Se rezolvă. Și să scrie pe el prințesa bogată. Bine. Prințesa noastră îl are drept cadou. Dar cel mai important este că avem posibilitate să studiem. Dar noi, dragă prințesă, nici nu avem necesitatea să cărăm ghiozdanul la școală. Pentru că ne-am înțeles cu directorul. Așa e, doamnă Luminiță? Așa este. Doamnă prințesă, altețe, să lăsăm toate rechizitele noastre la școală. Și atunci când avem nevoie de una de alta, să le luăm din bancă sau din dulăpior. Da, așa este. Deci noi nu avem nevoie de rucsace. Rucsacul se zice corect. Ce slugă aveți! Mircea știe foarte bine! Dragilor, priviți ce radieră faină am eu și este foarte practică! Nu ca și la prințesa Luminița, care e doar pentru fițe. Într-adevăr, arată puțin mai frumos, dar să știți, aceasta cu siguranță șterge orice creion foarte bine! Perfect! Am și creion, care este 2-in-1, și pentru construcții, dar și pentru școală. Deci, este foarte bine. Și cărțile sunt atât de vechi și imaginați-vă cât de multe informații se află în ele. Și sunt moștenite de la străbunicii străbunicilor bunicilor noștri. Și cât de frumos miroase aceste pagini vechi! Alo? Sunt la școala de prințese, dar da, pot vorbi. Desigur, te ascult. Cum? Vorbește la telefon în timpul orei? Inadmisibil! Și încă ceva,
Cunoștințele nu se pot cumpăra cu bani, ci doar citind aceste cărți foarte vechi. Așa le poți dobândi. Și eu am caiete de diferite dimensiuni și cu diferite animăluțe și cu paiete, dar cele mai faine sunt cu melimi. Ia privește câte modele am. Dar să știi că cea mai faină carte pe care o am eu este acest laptop. În el se conține toată informația de pe fața pământului și nu numai. Și apropo, l-am cumpărat eu personal. Știți de unde? Din Veneția. Eu cu siguranță sunt convins că ei nici nu cunosc ce e asta Veneția și unde se află ea. Veneția. Da, și câte ori cu avionul să zbori prin acolo. Da, tehnologii informaționale din Veneția. Despre Veneția eu știu, se află în nordul Italiei și are 416 km pătrați. Și această informație am învățat-o, am memorat-o din cărți. Cărțile vechi, nu cu tehnologiile astea voastre. Voi cred că nici măcar n-ați știut această informație. De unde are în capul ei așa informații? Nu cap doar enciclopedie. Auzi, poate într-adevăr trebuie să mă apuc și eu de carte. Din alea vechi care are și ea. Iată, tu știi doar un singur lucru despre Veneția, dar eu pot să aflu oricât și orice informație vreau. Iată, dragă laptop, spune-mi ceva despre Veneția. Veneția este capitala provinciei cu același nume. Întregul oraș a fost declarat în 1979 patrimoniu al umanității de UNESCO. Eu zic că îi ajunge. E prea multă informație pentru ei. O să le explodeze creierul. Așa este. Internet. Laptop. Ce? Cutia aceea vorbește? Vai! Cred că avem și noi nevoie de unul din ăsta. Să-l punem în biblioteca regatului. Și de acolo să învețe și să asculte toți oamenii. N-ar fi rău. Ce? La voi în regat încă nu a ajuns așa tehnologie. Dragă prințesă, nu-ți face griji. Tehnologiile alea lor se pot defecta oricând. Dar creierul dumneavoastră niciodată. Da, nu trebuie să mai luăm în serios toată derâderea lor față de regatul nostru. Lasă râdă cât în cap în ei. Râde bine cine râde la urmă. Corect. Și apropo, prințesa Melissa, rechizitele tale sunt cele mai faine. Revistă cu picioare. Needucaților. Cropoțelul! Așa? Vine profesoara! Dragă prințesă, trebuie să facem curățenie pe masă. Așa. Super! Bună ziua, dragii mei! Mă iertați că am întârziat? Și vă mulțumesc că ați avut răbdare și m-ați așteptat. Bine ați venit la școala de prințese! Eu sunt profesoara voastră și mă numesc Zinaida Petrescu. Astăzi vom învăța cine este o adevărată prințesă și ce calități trebuie ea să dețină. Doamna Zinaida Petrescu, eu știu ce calități trebuie să dețină o prințesă adevărată. În primul rând, trebuie să fie cool și foarte, foarte bogată. Și pot să vă demonstrez cum. Ia priviți aici. O, da! Vedeți? Brava! Brava! Sau mai e o metodă? Oh! Mai trebuie să mai practicăm. Mai. Da, hai să mă aruncăm!
Cum vă permiteți așa ceva? La școala mea? Nici o prințesă nu și-a permis să aibă un comportament atât de deviant ca și voi! La școala mea au învățat și albă ca zăpada, cenușăreasa, Ariel, Rapunzel, Tiana și Vaiana și Jasmin. Nici una nu și-a permis să încalce regula etichetei regale așa cum o faceți voi din prima lecție. Bine, scuzați, doamna Zinaida. Pune asta undeva. Dar nu vă mai scuzați atâta. Sunteți prințesa sau ce? Aveți perfectă dreptate, doamna Zinaida Petrescu. Prințesa bogată este vulgară și are un comportament neadecvat. Prințesele bune trebuie să aibă imaginație, să fie creative și inteligente. Așa e, domnul servitor? Da, corect. Da, trebuie să ai imaginație ca să-ți închipui că ești bogată. La voi minte este doar bogăție, avere, bani. Nu ascultați, dragă prințesă. Eu n-am calitățile pentru a fi o prințesă, dar voi le aveți pe toate. Dragile mele, m-ați dezamăgit total! Ca să fii o adevărată prințesă, nu trebuie să fii neapărat bogată! Amintiți-vă de cenușăreasă! Era săracă lipită pământului! Într-adevăr, a fost săracă, dar cât de iubită, de adorată a fost de toată lumea! Mă scuzați! Sau să ne bazăm doar pe imaginație! O adevărată prințesă trebuie să posede bunăvoință, bunătate, blândețe. Acest test l-ați picat ambele. Tocmai de aceea vom începe să învățăm de la lucruri simple, și anume regulile de comportament, etichetă și bunele maniere în timpul mesei. Poftă bună! Și apropo, vă rog să strângeți de pe jos ce vă aparține, să dăm cezarului ce e al cezarului. Mâncare, slujitorule! Imediat, imediat aduc mâncărică! Într-o clipă, într-o clipă, într-o clipă, într-o clipă! La micul dejun, ce mâncăm? Oh, bună lecție cu care începem! Chiar mi s-a făcut și foame! Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam param pam 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 param pam 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 param. Iată, este mâncarea pentru cea mai bogată prințesă, mâncare regală. Iarăși, wow! Păi la micul dejun am mâncat! Dar cum e mâncare regală? Toți regii, toate reginele, toate prințesele, toți prinții din lume mănâncă, wow! Acum eu nu vreau, nu am nicio dispoziție să mănânc wow! Schimbă, te rog, mâncarea, ia-o de aici, nu vreau să-l văd, nu, gata! Asta să se mâncă doar 5! Nu, tocmai de atâta! Ia, deci și adă altă mâncare, de altfel leșin, gata, nu mai pot! Imediat, dragă prințesă, imediat! Altă mâncare! Pentru început, trebuie să-i dăm mâncare creierului, desigur, prin lectură. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam param pam param pam param. Așa! Avem aici conopidele și rucole și un pic acrișor, așa cum vă place dumneavoastră? Da, așa cum îmi place mie în fiecare zi, doar asta și mănânc, legume și iar legume și la micul dejun ouă, deja îmi stau în gât, uite așa, nu vreau nici asta să mănânc, ia-le de aici, ce miros îngrozitor! Păi, dragă prințesă, aici este o bombă de vitamine foarte importantă pentru dieta dumneavoastră, pentru siluetă și pentru timp. Asta e foarte important, nu?
Eu doar când privesc la ea, mi se face greață! Ia-o chiar acum de aici, să nu o văd! În caz contrar, ți-o răstorn direct pe cap, pe peruca asta ta! Nu! Gata, o duc, terminat, duc! Calm! O duc! Și fiți atentă că nu m-am întors cu spatele! O duc așa! Stai! Gata! Calm! Trebuie să mă gândesc la ceva pozitiv. Bani. 1000. 5000. Da. 10000. Da. Calm. Dar noi ce avem la micul dejun, dragă servitor? Acuși mă uit. Niște sarmale de la mătușa Mărioara. Recent a fost ziua ei din naștere și ne-a adus și nouă ceva. Să-i trimiți anotări! Miroase ceva gustos! Cât de bine miroase! Dar oala de ce nu este plină? Am mâncat eu cu bufonul Matei. Nu-i nicio problemă atunci! Dacă vrei poți mai ai încă una! Cu frunză de viță de vie! Să gust și eu! Delicios! Vrei și tu? Deci, dragă prințesă, ați decis să nu mâncați nimic! E perfect pentru Silueta! Dar nimic pe fondă! Eu aș mânca mult! Și eu niște sarmale. Băi, e mâncarea săracilor. Măcar din astea. M-am săturat de ouă și de salate. Nu e posibil. Eu de ziluită nu trebuie să-mi fac griji. Oricum, seara după ce fac toate temele, plec la prășit și în același timp fac și gimnastică. Dacă doriți, vă putem servi. Vreți? Frunzile dau doar la câini. O, da. Mulțumesc! Noi nu mâncăm mâncare dubioasă! Frunzile se dau doar la câini! Dragă prințesă, dacă mă întreabă regele, atunci ce face? Nu mai spune nimănui nimic! Gata, nu mai mănânc nimic! Te ascult! Dragă prințesă, dar asta nu este tot! V-am cumpărat ceva gustoșel! Un burger! Da, serios! De când am mai mâncat? Din toți banii care au mai rămas. Și ce mare este! E imens! Ce mănâncă ei? Fast food-uri! Mâncare nesănătoasă! Da, este fast food, aveți dreptate! Doar putem mânca la sărbători! Este o excepție! Și oare prima zi de școală nu este o sărbătoare? Eu zic că da, și la doilea rând. Este foarte ieftin, dar foarte gustos, ceea ce îmi convine mie fiind o prințesă săracă. Apropo, dacă vrei, îți pot da și ție. Vrei? Da. Nu, prințesa noastră nu mănâncă mâncare săracă. Prințesa noastră mănâncă mâncare sănătoasă, trecută prin mâinile tuturor experților, medicilor și biologilor și, într-un final, mâncarea trebuie să fie foarte scumpă, da? Știi ce? Uneori îmi pare că nu eu sunt prințesă, doar tu! Mereu decizi ce să mănânc și când să mănânc. Știi ce? Te rog frumos, prințesă săracă, dă-mi o bucată din burgerul ăla. Atât de bine arată. Prințesă! Poftim! Dragă prințesă, eu vă propun, insistent, să nu mâncați din mâini străine. Adică? Nu suntem străini. Învățăm în aceeași școală, în aceeași clasă. Știi ce? La început, miestică, înghete și după aceea ține acest monolog banal.
Nu, nu ne mâncăm! Eu văd că prințesa săracă astăzi este foarte darnică și într-adevăr vrea să se împartă cu acest burger. Mulțumesc, cu plăcere! Dragă prințesă, eu insist să nu mâncați mâncarea din aceasta. Nu. Știi ce? Du-te și adu acele două ouă să le mănânc. Nu, nu acele două, altele două. De pepeliță, nu? Da. Bravo. Asta o rupă cu noi. Nu, 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 nu. Eu vreau să mănânc de ouă. Aceasta este a prințesei sărace. Lasă aici. Mâna pe ea. Bine, îmi pare foarte bine că dumneavoastră v-a dat seama că trebuie să mâncați mâncare sănătoasă. Repede ouăle de prepeliță. Nu, nu, de prepeliță. Nu te întoarce cu spatele. Ficat. Mulțumesc. Gustos? Mhm. O cărniță, de când am mâncat cărniță? Pam, 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 ouă de pepeliță. Ce te uiți așa holbat la mine? Da, e foarte gustos. Prințesă, leșe, leșe. Ce a pățit servitorul? Să-l ajutăm. El permanent așa face. Nu vă faceți griji, își revine imediat. Mă duc să-l ridic, dacă pot. Asta mănâncă toată ziua. Auzi, prințesă săracă, îți mulțumesc pentru acest burger delicios. Și apropo, scuze că am avut un comportament urât față de tine și față de slujitorul tău. Și te rog frumos să mă ierți și pe mine, pentru că și eu am scăpat câteva cuvinte urâte în privința ta. Apropo, mai vrei sarmale? O, da! Așa cu mâna e mult mai gustos. Schimbă gustul, delicios! Eu am mai spus-o și reiterez, școala noastră este cea mai bună, pentru că aici reușim să-i împrietenim pe toți! Hei, trezește-te! Nu pune pe mâna pe mine, țărântocule! Știi ce? Eu am o idee! Ce-ar fi dacă am unit regatele noastre? A nostru sărac și a vostru bogat! Să unim, să-l facem un om mare și puternic! Exclus! Exclus din start! Nici nu te gândi la asta! Hei, ascultă-mă până la final! N-am văzut prințesa mea așa de bucuroasă niciodată! Da? Dar și nici eu n-am văzut pe Da! Și eu la fel! Super! Prințesa Luminiță? Atât de fericită! Hai, spune! Ce ai în plan? Mai ales că prințesa săracă n-are deloc prietene. E și logic. Nu-ți dai seama de ce? Așa, când o duci bine, toți sunt prieteni cu tine, dar când mai rău, nici cel neam nu-i neamul tău. Știi, m-am gândit să rugăm pe doamna profesoară, Zinaida Petrescu, da, să le dea niște sarcini, să le împrietenească și mai mult. Hai să încercăm. Nu știu. Doamna Zinaida Petrescu, ne scuzați că vă deranjăm din această activitate importantă, cum ar fi lecturarea cărților. Noi am dorit să ne oferiți două minute pentru o discuție confidențială, să nu audă prințesele. Bine, haideți să mergem. Uite, au ieșit din clasă! Îi lasă, noi ne distrăm bine și singure, fără ei. Dar oare unde au plecat? Habar n-am. Dar mâncare din aia gustoasă, mai ai ceva? Din păcate am mâncat-o pe toată împreună. Dar lasă, mâine îți promit că voi aduce și altceva. Spre exemplu, pâine coaptă în vatră.
Așa ceva nu am mâncat niciodată! Deja nu am răbdare să gust!